Țările din nord-vestul Europei au din nou nevoie de forță de muncă din România, astfel că Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, prin compartimentul EURES, anunță disponibilitatea 39 de locuri de muncă în spațiul european. Cele mai multe dintre acestea, 30 la număr, sunt pentru ferme de creștere a animalelor. În timp ce la noi se câștigă cât să se poată trăi de pe o lună pe alta, în alte state europene, salariile pot oferi un trai decent și nu doar pentru locuitorii autohtoni, cât și pentru străini. Așa se face că în această perioadă Danemarca, Germania, Norvegia și Spania au solicitat forță de muncă din România. Pe lângă cele 30 de posturi din zootehnie, la care salariul minim este de 1250 de euro brut, de unde se scade contribuția socială și impozitul, mai sunt disponibile alte 9 joburi. De exemplu, în Germania se pot câștiga cel puțin 2600 de euro brut pentru funcția de tehnician inginer electric, circa 2900 de euro brut pentru postul de dezvoltator software sau 3300 de euro brut pentru postul de inginer electrician. În domeniul sanitar, un asistent medical generalist poate avea un salariu de circa 2000 de euro brut pe lună. În topul celor mai bune salarii rămâne cel de 9500 de euro brut pe lună pentru postul de translator în Norvegia. Și Spania scoate la concurs doar 2 posturi de această dată pentru mașini de frezat și alezat, pentru care se oferă circa 1200 de euro brut pe lună.